Când vă uitați la știrile violente, vedeți spectacol și divertisment. Eu când mă uit, văd câte echipaje de intervenție își vor pune viața în pericol și câți doctori vor sta în sală de operație ore întregi ca să salveze victimele accidentelor și actelor de violență. Văd copii care nu vor mai avea șansa la fericire și la educație pentru că părinții lor tocmai au murit într-un accident de circulație. Văd familii care vor suferi o viață întreagă datorită violului unui descreierat. Dacă n-ați fi atât de mulți care vedeți doar spectacolul, reporterii n-ar mai râcâi în durerea unor oameni. Nu ar adăuga durerii lor rușine de a fi văzuți de o țară întreagă. Stă în puterea noastră să fim mai buni decât atât. Sunt dr. Raed Arafat și susțin mișcarea de rezistență. Mi-ar plăcea să susțin această mișcare alături de mine inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, domnul general locotenent Vladimir Secara.